pentru dotare de vârf. Pe de altă parte, românii care muncesc în afara țării riscă sancțiuni din partea autorității fiscale din România. Cei care nu au declarat că plătesc taxe și impozite în străinătate pot fi amendați în țară chiar din această lună. Este o măsură care a intrat deja în vigoare, dar nu a fost anunțată de autoritățile române. Grav este că cei care au încă rezidență fiscală în România, dar muncesc în altă parte, riscă să plătească nu doar amenzi, ci și taxe și impozite în ambele țări. De la începutul anului trecut, odată cu intrarea în vigoare a noului cod fiscal, cei care se mută în străinătate pentru o perioadă mai mare de 6 luni sunt obligați să declare la ANAF schimbarea rezidenței fiscale și trebuie să facă acest lucru cu 30 de zile înainte de a pleca. Procedura este simplă, se completează un chestionar care stabilește în ce stat se vor plăti taxe și impozite. Măsura a fost completată luna trecută de un articol surpriză. Cei care nu completează acest chestionar riscă amenzi între 50 și 100 de lei. Mi se pare anormal să primești amendă înainte să ai informația foarte clară. Nu am văzut niciun comunicat din partea guvernului, din partea Ministerului Finanțelor. Mai mult, românii care nu completează acest chestionar pot ajunge și în situația de a li se impozita veniturile în ambele țări. De anul viitor, datele referitoare la românii care câștigă în străinătate ar urma să fie comunicate automat autorităților române. Dacă acea persoană fizică realizează alte tipuri de venituri, cum ar fi venituri din dobânzi, venituri din dividende, venituri din profesii independente, venituri din închiriere, să spun, atunci toate acele tipuri de venituri realizate chiar din străinătate sunt supuse impozitării în România. Silviu Giarnea locuiește de 15 ani în Spania, unde lucrează în contabilitate pe cont propriu. Plătește taxe și impozite acolo, 20% din profit plus TVA, dar riscă să plătească amendă și, conform legii, statul român îi poate cere să plătească și aici taxe pentru că nu a declarat schimbarea rezidenței fiscale. Nu am știut că trebuie să declar rezidența fiscală. În România eu plătesc anumite taxe de acolo, de la închiriată mașini și până la ceea ce cumperi. Eu cred că las mai mulți bani în România într-o vacanță decât 20 de euro amărâți care mi cer acum pe amendă. În ultimii 10 ani, românii plecați în străinătate au trimis în țară peste 55 de miliarde de euro, mai mult decât am primit de la Uniunea Europeană.